Acum am plăcerea să filmez în compartimentul în care la acest moment sunt deținuți puii generației 2021, aparținând domnului Cezar Ungureanu din Suceava. Câți porumbei ai, Cezar, aici? Am jur de câți 40, spuneai, de pui, nu? 42, exact. Au fost afară la zbor, am văzut, acum au intrat. Da, mai sunt o parte din ei. Ce ne spui despre ei? Ești mulțumit de cum ți-au ieșit, cum au reprodus? Ca da. Și... Sunt mulțumit de calitățile lor, am mai vreo 7 i-am eliminat. De ce? Înainte să-i dau aici. Îmi plăceau cum arătau la mână. Ah, am înțeles. Așa, și i-am eliminat, dar să vedem, să mai schimbă oricum puii. Da, se mai maturizează. Azi că sunt un pic cam sperioși ei așa, că nu s-a obișnuit cu multă lume pe aici. Da, și cu lume nouă. Dar vedem la concursuri, aia e cea mai important. Văd că ai și niște ăștia mai bălțați așa, ce sunt cu ei? Bălțații sunt 100% de Ian Ardean, de la Iureț Relu. Da. Crescător la fel, fără prea multe introduceri, că deja îl cunoaște toată lumea. Da, uite, văd doi în colț acolo, sunt frați? Da, sunt frați, dar nu sunt frați. Sunt frați drepți, dar nu de cui. Ah. Cel din stânga, care nu-i tare căpăcit, e din prima serie, iar celălalt cu galben pe picior e din a doua serie. E mai mic. E mai mic, da. Este frate de cuib cu ăsta de aici, de lângă primitor. Am 5 bălțați din ăștia. Am vedea, mai am ceva pui, o să mai fie și la vânzare din ei. Da. Pe toamnă tardiv, de obicei îi scot la vânzare, că... Da. Ți-ai făcut un numeric frumușel, nu? O să-i zbor toamna. Tu zbor parcă toamna cu ei, nu? Da, o să-i zbor. Nu pe toți, cei mai bine maturizați și care... Stau bine și la pene, la penaș, nu? Stau bine cât de cât, da. Am observat deja câțiva care, dacă vă uitați, de exemplu, la argintiu ăla de sus și... Da. Sunt câțiva albaștri și ăla de acolo și ăsta, se evidențiază mai mult. Nu știu cât e lumina acum de bună, că e destul de seara. Da. Dar afară, pe acoperiș, se văd, deși ei sunt din aceeași generație. Generație, da. Scoși la 2-3 zile distanță unul de celălalt, s-au maturizat mult mai repede. Da, da. Se vede pe ei că sunt mai maturi decât dintr-o familie, provin dintr-o familie care se maturizează mai repede. Da, exact. Într-adevăr. Păi ăla de acolo, Gutu, ăla al treilea, este fiul lui Chelu. Ăla e fiul lui Chelu, da? Da, ăla Gutu, ăla e fiul lui Chelu. Da, deci a dat spre maică sa. Da, culoarea. Mama lui este o femelă gută. Asta de aici cu muscă la ochi albastră este fiica lui Elisa, femela din Queen Madonna. Aha. Nu v-am prezentat-o, o să vă prezint și pe ea. Da. Că mai am acolo trei descendenți din campioni naționali. Este vorba de Elisa, cum i-am pus eu numele, fiica lui Queen Madonna. Un mascul de la Gagea, Cristi, fiu din locul 1 național, AS Maraton Palmares, 2 ani. I-am pus numele Maradona, un albastru. Și o femelă de la familia Pristavu, fiică din dublu campion național de anul trecut la AS Maraton și Maraton Tineret. Da. E bine. Ai muncit ca lumea anul ăsta până la momentul ăsta și rezultatele muncii tale sunt pui din față, nu? Da, acum se vor alege din ei, o parte se vor alege la zborurile cu puii, după aceea la un an și tot așa mai departe. Da, da, da. Asta de aici e tot din Chelu, este sora de cuibă Gutului de acolo. De da? Sus. Ai ieșit unul, da, albastră, una mai spre Chelu, una spre maică s-a da, 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 așa s-au dus. Da. Cel de acolo care și cântă, l-am văzut și pe afară, deja e destul de maturizat, cântă foarte bine, ei deja vor să zboare sus. Da. Ăla e din combinația Iacobuță cu Magirescu. Frumos. Na, nu-i cunosc pe toți așa, după, da. După înfățișare, dar am și ceva negri de prin... Văd, mi-ai spus că îți plac negri mai nou, nu? Negrul acelei proarei Beana Smarandei. Da. Care înțeles că tu ai un tată, un nepot din... Da, am un nepot din... am uitat să vă-l prezint acolo la matcă. Da. Acolo fiind așa de mai mulți. Da. Frumos. Da. E bine. Spui, trecem și la anul, să-i vedem după rezultate acum, Cezar. Sperăm să... să fac o figură frumoasă, nu? Având în vedere originea lor deosebită, dar... Să facă ceva. Baftă mult îți doresc. Mulțumesc. Toate cele bune. Asemenea.